Simularea națională a bacalaureatului le-a adus viitorilor absolvenți de liceu subiecte de dificultate sporită și care le-au stimulat și creativitatea. Elevii au avut de comentat o poezie de Lucian Blaga, dar și de argumentat legătura dintre presă și preferințele artistice ale publicului. 20.000 de liceeni nu s-au prezentat la simulare, iar 5 candidați au fost eliminați pentru că au încercat să copieze. Sunt complet dezamăgit de ce a picat, mă așteptam fix la opusul. Lucian Blaga, eu nu silvesc ora de minunea lumii, modernism, bac o să fie ușor la ce oribil a fost subiectul. Blaga n-a știut nimic de mine, eu de ce să știu ceva despre el? Liceenii au fost sfătuiți de profesori să meargă la simulare pentru a-și testa cunoștințele. Am încercat să învăț de câteva ori pe săptămână, dar e destul de greu. Cât ai repetat azi? Jumătate de oră, când a fost timp. Dar să te manchezi, cât ți-a luat? Între noi fie vorba. Tot jumătate de oră? O oră, am trecut o oră înainte, sunt fresh. Un termen straniu care vine din greacă s-a strecurat într-o cerință la limba română, rolul didascaliilor într-un text. Această elevă îl cunoaște pentru că merge la cursuri de teatru. Didascaliile sunt găsite în piesele de teatru, scenariile de la piesele de teatru. Avem la început numele personajului și Mickey. În paranteză Mickey, da, și în paranteză didascalia, scuturând zarurile. Candidații au avut de arătat și cum influențează presa preferințele artistice ale consumatorilor. Trimite către ceea ce înseamnă invitația reciprocă și pentru profesori și pentru copii de a gândi deschis și liber. Este prin excelență un subiect care nu se supune canoanelor. Iar răspunsurile au fost, desigur, originale. A fost ceva un târg de carte la Romexpo, când era mai mic. Și ai aflat de la... Da, de la televizor, pentru că a fost promovat la televizor. De când ar trebui pregătit examenul de bacalaureat? Din clasa 1. Să învețe baza. Restul, unele mi se par neimportante. În discuția despre cât de dificile ar trebui să fie materia predată și subiectele de examen, s-a implicat și președintele Academiei Române. Ion Aurel Pop e de părere că nivelul ar trebui scăzut, de vreme ce aproape 60% dintre elevii de clasa 8-a au luat la simulare note de corijență. Mai spune că atenția elevilor este distrasă de forțe care nu îi lasă să învețe. Totuși, nu a atins subiectul calității cadrelor didactice, multe formate cândva chiar de membrii Academiei. Mi-a băgat de încurajare. Muzică techno. Da. Techno? Techno, disco. Și la matematică ce o să ascultați? Presupun că formule... Corectarea tezelor se va face pe o platformă online pe care membrii comisiilor o pot accesa și de acasă. Rezultatele vor fi afișate pe 15 martie, la numai 8 zile de la ultima probă.